Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu altceva decât poate v-ați așteptat. De am spus că fac partea a doua. Sper să vă placă, sper că v-a plăcut prima parte. Când am vorbit despre vibrația anului 2022, a trebuit să vorbesc despre 2022, să vedeți cum înțeleg eu lucrurile și câte lucruri am înțeles în acest an. Acum sper să fi înțeles și voi. Aș vrea această etalare să s-o ascultați după ce ați ascultat acest videoclip despre 2022. Ideea este că astăzi sau mâine este ultima zi a lui Mercur retrograd. Mercur iese din retrogradare astăzi sau mâine, parcă 18 știam, în fine. Bine, astrologii știu că faptul că iese într-o zi din retrogradare nu înseamnă că influența sa nu se resimte. Se mai vorbește despre penumbră și umbră, da? Aceste influențe încă mai țin o săptămână, uneori chiar două. Pentru că nu înseamnă că dacă a ieșit, gata, totul este clar. Din acest motiv, în timp ce mi-am luat pauză, am simțit nevoia să iau pauză după prezentarea pe care am făcut-o, mi-am dat seama că este foarte posibil să nu fiu înțeleasă corect, să nu fiu înțeleasă în totalitate. Dați-vă timp să mai ascultați această înregistrare și când va fi Mercur, într-un mers normal, direct. Aș vrea totuși peste câteva zile să fac a doua parte, că poate, totuși, faptul că iese din retrogradare să fie în avantajul tuturor. Între timp, pentru că tot am venit în fața voastră, aș vrea să fac altă etalare, să fac o etalare în care să vedem ce nu ați realizat sau ce mai aveți de lucru în legătură cu acele aspecte despre care am vorbit în videoclipul anterior. Ce nu ați realizat în 2022 din acea perspectivă, da? Nu din altele, altele ori mai fi, dar din acea perspectivă. 2, 4, 6, 0, Marea Preoteasă, Lumea, Renașterea, Magicianul, Manifestările, da? Și la un moment dat am vrut să iau două seturi de cărți, dar stând pe gânduri, nu e bine să mai stai și să mai și gândești, nu? Am zis, ia să folosesc exact cărțile pe care le-am folosit în prezentarea în videoclipul anterior și să folosesc doar acele cărți, ca să se înțeleagă. Nu vreau să-mi apară 7 sau 8 sau alte vibrații, să folosim aceleași cărți și să vedem la ce ar mai trebui să mai lucrați. Eventual cu celelalte de cărți să găsim soluții, clarificări, vedem. Și mai avem mesaje de la înger. Vreau așa, un mic ghidaj pentru acest moment de trecere. Interesant că apare și publicitatea care încearcă să ne bruieze. Vreau să avem muzică, dar se pare că suntem bruiați. Publicitate. Prea multă publicitate. Interesant. Ceea ce mi-arată? E o chestiune de curățenie. Apropo, că tot am vorbit de 6, dacă ați ascultat videoclipul anterior, că de fapt a fost vibrația 6, am zis casa 6, casa fecioarei, atributelor de zi cu zi, curățenie interioară, exterioară, dar și mai ales interioară și apoi generozitate față de cei din jur. În ce sens? În sensul că trebuie să-i ajutăm și pe ei, în opoziție cu peștii, da? Cele două se susțin. Se inspiră și se susțin în această creștere spirituală în care nu e suficient să creștem noi, trebuie să-i ajutăm și pe ceilalți. De fapt, asta este creșterea, nu? Altfel ține de un anume tip de egoism. Și nu vrem. Cum să facem? Să vă pun să facem. Cum să facem? Să vă pun la dispoziție trei variante? Aș fi putut să iau trei cărți, dar poate iau totuși trei obiecte? Dați-mi un pic voie să aleg. Ia că așa. Nu să le pun, nu sunt foarte... Deci, primul obiect este această clamă de păr. Al doilea, pachetul de gumă, Airwaves. Nu mai citesc un pachet de Orbit, da? Deocamdată nu. Hai să vedem ce zic. Și al treilea, această brățară. Este din...
Acele pietricele verzi. Nu-i aventurin. Iar îmi scapă, deci, brățara, airwaves-ul, îl ador, și clama de păr. Nu e prea grozavă, dar asta e o clamă de păr, da? Vedeți. Vă puneți pauză și vă alegeți. Aș fi vrut ceva mai colorat, dar se lavi. Ca așa e în viață, da? Cei care ați ales numărul 1. Și mai aveți de lucrat? Interesant că s-a oprit setul de cărți, poate, la renaștere, la ascensiune. Dar cum? Wow! Wow! Ce cărți! Wow! Ce cărți! Wow! Dă-s prea multe! Le citesc, da? La ce trebuie să lucrați? Mai, nu știu, poate nu întâmplător ați ales clama pentru care roșu. Roșu e pasiune. E o clamă care prinde părul, dar interesant și, apropo, totuși tot citesc în clame, în brățări și în toate alea. Ca să vă învăț cum să vă ghidați, în general. Și este și o cataramă. Și catarama strânge. Sunt două tipuri de, să zic, reunire. Da? Și catarama strânge și clama strânge. Cu alte cuvinte. Cred că unii dintre voi v-ați întâlnit cu sufletul pereche. Poate să fi fost o distanță între voi cu această lume. Lumea înseamnă și distanță. Dar e un capitol pe care l-ați încheiat. Urma să începeți ceva. Urma. Nu știu dacă ați reușit să începeți. Pentru că după această întâlnire, 6 îndrăgostiții, în care cred că mai mult s-a pus bazele, apropo de roșu, că nu a fi fost întâmplător, de fapt nu s-au pus bazele, s-a trăit mai degrabă flacăra, pasiunea, focul. Mai degrabă asta, chimia, atracția sexuală, magnetismul, acestea au fost trăite și mai puțin aspectele emoționale, empatice, de întrajutorare. Eu asta simt. Ce ar mai fi de lucrat? Pentru că se pare că unii dintre voi, într-o formă sau alta, v-ați întâlnit sufletul pereche. Sau flacăra geamănă, sau persoana cu care, într-adevăr, puteți să creșteți. Ia uitați ce cărți. E un nou capitol. Și am vorbit de transformare de 20, da? Renaștere. Posibil că ați simțit, dacă simțiți că nu rezonează, încercați alt număr, fără supărare și fără să ne mai certăm. Nu mă acuzați de minciună că nu sunt aici să stau să vă mint pe voi. Am alte lucruri mai importante de făcut decât să mint, da? Eventual mințiți-vă voi, dacă nu înțelegeți, mințiți-vă voi. Și nu e vorba de voi, musai cei care ați ales numărul 1, așa, în general cei care nu înțeleg și nu vor să priceapă. Nu rezonează, caută în altă parte să nu mai asculta tarot. Să nu mai intra pe canalul ăsta. Nu stau în cap pentru niciun ascultător. Pentru cei care mă respectă, dau cât pot. Cât îmi permite situația. Așadar, scuzați-mi de paranteză, probabil că ceva a intervenit. Interesant, ceva a intervenit între voi. Dar, o energie negativă, o supărare, o nemulțumire. Sau poate alte figuri din trecut care, eu știu ce au făcut, nu intrăm în detalii. Dar am zis că am folosit doar acele cărți care am povestit despre vibrația anului anterior. Asul de bâte, da, reprezintă, poate să reprezinte o aventură, un început neconsumat. Dar am mai spus eu în prezentarea anterioară că asul de băte poate să fie și o trezire spirituală, pentru că bătele nu reprezintă doar sex. Băta nu e doar un simbol falic, este foc până la urmă și focul e spirit. Da? Și aici unul dintre voi trebuie să înțeleagă, iar interesant cum vine mesajul, că sexualitatea este sacră. Mai ales între aceștia. Și aceeași pereche, dar sub trei forme. În trei planuri, eventual. În trei tipuri de manifestări.
Dacă n-ați realizat asta până acum, poate meditați, pentru că aici era ideea în această etalare, să meditați ce nu ați reușit să faceți. Pentru că asul înseamnă început, dar nu, evident, este un început. Urmează să se dezvolte restul poveștii, dacă vreți, dacă ați ales, dacă ați ales corect, dacă vreți să continuați cum? Parcă era 2 și 6. Nu, 6 și 2. 6 și 2. Interesant. Parcă așa era, 6 și 2. Într-un fel sau altul, sunt nuanțe. Sunt nuanțe. Ambele, una lângă cealaltă, dau foarte bine. Dar interesant ce simt. Pentru unii dintre voi a intervenit un fost, o fostă. Între voi. Și intuiția celuilalt, care este puternică în această poveste, l-a determinat sau a determinat-o să plece. Pentru că 6 și cu 2 înseamnă 8 de cupe. Eliberarea de cupele goale. Ceva a existat, ori o nemulțumire, ori faptul. Dacă simți că celălalt nu este cu totul lângă tine, că nu dă totul. Cei care sunt într-adevăr treziți spirituali n-au nevoie de jumătăți de măsuri de firmituri. Știu că poți să aibă totul în alt context. Oricu altcineva, alt suflet pereche, din aceeași familie, chiar dacă nu-i flacără geamănă, e alt suflet pereche, sau să aibă totul prin ceea ce fac ei, pentru că satisfacții mari pot să vină și prin lucrarea ta personală la nivel colectiv, da? Că vorbim totuși de suflete pereche, de flăcări gemene. Acum, acest as de bătaie, am zis, este atracție fizică, este magnetism puternic, dar poate să fie și intervenția, ori o aventură a unuia, ori încercarea cuiva, mai degrabă a unui fost, a unei foste, să intre cu energie un anume tip de pasiune care să distragă atenția. Asta simt. Apoi, dacă n-a fost această intervenție, înseamnă că poate n-ați avut curajul, poate au fost alte tipuri de intervenții din partea altor figuri, altor situații, joburi, familii și alte chestii, da? Voi le știți. Însă, 6 de cupe înseamnă împăcare. Dacă a fost totuși o separare, pentru că totuși văd, sau o nerealizare, dacă nu este separare, este nerealizare, că e separare, că e nerealizare, se dorește o reîntâlnire cu 6 de cupe. Se conștientizează profunzimea în această perioadă, urmează sau ar trebui să vă gândiți la profunzimea acestei, sau, am zis bine? Cred că da, acestei relații. Că nu este orice fel de relație, că vă simțiți ca acasă, că simțiți că puteți să faceți o casă, că cineva vrea să-și ceară scuze oricum. Că v-ați mai întâlnit undeva cândva. Simțiți că îi cunoașteți, chiar dacă nu i-ați cunoscut de mult timp. Simțiți că le știți. Și nu doar că le știți, și ei vă știu. Gusturile, că vă potriviți foarte bine. Iar este o legătură telepatică. V-ați mai întâlnit în alte vieți. În general, asta e cartea care asta exprimă. Întâlnire de gradul 6. Sau de gradul care vreți voi să fie. V-ați mai întâlnit în alte vieți și acum, după această împăcare, puteți să fiți împreună sau când va fi împăcarea, ați putea, dacă inițiați. Astfel de bute înseamnă inițiativă. Dacă inițiați împăcarea într-o anumită formă, chiar, bine, dar voi știți, sfaturi, da? Puteți să intrați în ascensiune. Doi de cupe înseamnă ascensiune împreună. Puteți să vă echilibrați, să vă vindecați și să creșteți. E vorba de Kundalini iar. Să creșteți. Interesant. Vedeți, există un anume tip de simetrie. Asul la mijloc și 6 și 6 de o parte și de cealaltă. Că tot am vorbit de 6 din perspectiva diavolului, ceva toxic o fi fost. Ceva toxic o fi fost, pentru că de-aia ați ales acest număr, este și un roșu. Roșu reprezintă
și pasiune, dar este și culoarea împăratului și dorința de control într-o anumită formă. Hai să vedem, totuși, care ar fi... Ia uite, s-a oprit la 6 de monede. Ceva a intervenit între voi. Care ar fi soluția? Dacă aveți de meditat la aceste lucruri, eventual, puteți să meditați separat la fiecare carte în parte. Să remeditați la încheiere de capitol și deschidere de nou capitol. Lumea versus apropierea. Mai bine zis, nu lumea, distanța versus apropierea. Pentru că lumea înseamnă și o relație la distanță și o călătorie. Dacă nu e relație la distanță, nu e relație online, poate să fie călătorile pe care unul dintre voi trebuie să le facă și din cauza celor călătorii nu puteți să aveți apropierea pe care vă doriți, da? Iar am vorbit despre îndrăgostiți din perspectiva yin și yang. Yin și yang mai întâi în noi, apoi în momentul în care, iar, vă echilibrați feminin și masculin, înțelegeți că femeia și bărbatul nu trebuie să fie legați prin contracte, prin obsese, prin cătușe, prin, da, eu știu, tot ce e toxic, o să fie. Și vulnerabil și liber și protejați de divinitate. Și am mai zis eu în videoclipul anterior, au ceva de creat împreună. Apoi, în momentul în care realizați acest echilibru interior, yin și yang-ul vostru, masculin și feminin vostru, puteți să inițiați împăcarea, 6 de cupe, asta înseamnă împăcare. Șase și cu doi, am zis, înseamnă 8. 8 înseamnă eliberare de cupele goale și împreună puteți să vă eliberați de relațiile nesănătoase, nesatisfăcătoare pe care le-ați avut amândoi separat, eventual de pasiunea care poate a fost toxică și să o redirecționați, acea pasiune, și să creșteți kundalinii împreună, energia kundalinii, mai bine zis, împreună. Hai să vedem totuși altceva pentru acest an, referitor, nu știu, la ce cărți au venit. Mai vedem. Iar e distanță. Iar. A zis bine, tot vedeți? 5 de spade. A intervenit cineva. Bârfe, neînțelegeri, conflicte. Nu, dar de ce? Cum ar putea să vrea această persoană să fie cu mine? Eu simt că ne înțelegem, dar cum ar putea? Mai ales dacă nu este evoluat și celălalt mai puțin și trebuie să-și facă lucrarea de creștere. Cum poate personajul acesta să se uite la mine? Momente de neîncredere, că diavolul înseamnă și frici și neîncredere, da? Sau, cum aș putea să fiu doar cu o singură persoană, când eu m-am obișnuit să fiu cu alte, mai multe persoane, da? Cum să fii monogam când tu te obișnuiești să fii poligam sau să fii, da, în relații multiple? Sunt multe variante. La 5 de spade, conflicte, bârfe, intervenții, frenemies în engleză, prieteni, neprieteni, dușmani cu aspect de prieteni. Așa cum sunt mulți diavoli care arată spectaculos de frumos, nu? Sau de inteligență malefică. Să nu uităm că există și așa ceva, da? 5 de spade, conflicte mentale. Și nu uitați că aici este 5, face parte din vibrația anului pe care l-am început. O să vorbesc despre 5. Iar 3. Iar face parte din vibrația acestui an. Dar la mijloc apare 4. Cineva, probabil că voi vă gândiți. Băi, m-am lăsat. Apropo, cineva m-a acuzat de vulgaritate pentru că zic, băi, dacă atât e mintea acelor persoane, să asculte în altă parte că nu mă interesează. În fine, eu o să zic în continuare, măi, băi, ochidochi, și mai fac și glume neconvenționale. Cui nu-i place, out of space, of my space, în afară din spațiul meu. Așadar, 4 de spade, vă gândiți. Apropo de cuvintele negative pe care le-ați auzit, le auzi și eu, da, le auzi și voi, le-ați auzit și nu vă lăsați influențați. Pentru că 6 este un număr al echilibrului, 2 este un număr echilibrat și chiar și 8 este simetric, da? Și la mijloc aveți bâta, exact centru, axul, pasiunea dintre voi. Trebuie să vă echilibreze. Vedeți ce frumos e? Nu, mai a picat lumea. E acolo.
Lumea, da. Pasiunea dintre voi trebuie să vă echilibreze, nu să vă dezechilibreze. Soluția ar fi să meditați, exact, că asta era și subiectul, 4 de spade, să vă gândiți cum v-au rănit de-a lungul timpului și v-au dezinformat, 3 de spade înseamnă dezinformare, acei frenemies, prieteni cu, și nu uitați că printre acești prieteni sunt și membrii ai familiei, nu vreau să uit acest detaliu pentru că eu l-am trăit, da? Și sunt sigură că mai sunteți alții care trăiți. Și în ce condiții l-am trăit? Nu oricum, în condițiile în care am pus mai presus de mine. Deci chiar am pus mai presus de mine casa, familia și persoanele cele mai apropiate. Sunteți unii dintre voi care ați fost trădați exact de oamenii cei mai apropiați, oamenii care pe care i-ați iubit cel mai mult. Și asta din dorința de control. Și meditați, 4 de spade. Meditați. E o însingurare necesară. Măcar acum, în momentul de tranzit, ca să puteți manifesta ce e mai frumos. Faetonul. Turnul, există și la turnul variantă interesantă. Trezirea. Altfel de trezire. Să vă dați seama, da, ce bine că am plecat de aici înainte să se dărâme. Construcția. Ce bine că am plecat în acea relație toxică. Înainte să fiu sufocată, să mă simt la pământ. O să vorbesc despre asta în partea a doua, dar mai dați-mi două, trei zile ca să iasă totuși mercurul ăsta din retrogradare. Așa, și după 4 de spade aveți 3 de bâte. Am zis 23, că suntem în anul 23. 3. Dacă v-ați făcut planuri de viitor, de împăcare, de creștere, o să mă trag o carte, pentru că trei debute rămâne în suspans. O să mă iau o carte, totuși, ia. Dacă v-ați făcut planuri, acestea se vor materializa. Pentru că, interesant, aveți 1 și aveți 3. Lipsește exact 2 debute. Da? 22. 23. Da? Dacă v-ați făcut planuri de reîntâlnire cu sufletul pereche, de manifestare în cazul în care nu i-ați întâlnit, de echilibrare interioară în cazul în care nu i-ați întâlnit, de conectare la suflete perechi, la familia voastră sufletească până îi întâlniți pe ei, că aveți nevoie de un anumit mediu care să vă susțină creșterea și vindecarea, că nu vă puteți vindeca într-un mediu toxic, este clar, nu? Nu poți să fii curat dacă stai în mizerie. Și vorbim de energie, da? Nu neapărat de mizerie fizică și inclusiv. Da? Dar simt pentru că 3 rămâne în suspans, 3 înseamnă optimism, 3 înseamnă speranță, 3 înseamnă viziune. Dar 3 uneori poate să și aștepte. Mare grijă cu așteptarea. Dacă e nevoie să așteptați, totuși, luați-vă timp, pentru că lucrurile nu se dezvoltă chiar așa una, două, dar... Dați-vă timp. E vorba de o călătorie a cuiva. Poate unul dintre voi acum începe această călătorie spirituală. 2 de bâte e chiar aici, în spate. Ia uite, 2 de bâte. Unul l-am văzut, 2 de bâte și unul îl ține acum. E vorba de inițiativă. Că tot am vorbit de lume, de distanță. Ia uite. V-a strădat femeia divină, împărăteasa, 10 de spade. V-a strădat-o unii dintre voi sau ați fost strădate dacă sunteți împărătese. Din cauza unor alte părți, alte influențe, terțe părți, prieteni, frenemis sau foști foste. Mai dăm o carte totuși. După 3 de bute, cel mai fi o dată. Să tăiem. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede care reprezintă într-o anumită formă zodia fecioare. Partea bună a zodiei fecioare, care are și părți bune și rele ca orice zodie. Partea bună este că acest cavaler este mai încet. Dar, apropo de călătorie, și călătoria merge către 4, către stabilitate, da? 1 înseamnă inițiativă, 2 înseamnă planuri de călătorie, dorința de a lăsa în urmă pasiunea care vă ține pe loc și nu în acest context, ci cu foștii, cu fostele, cu ce-o fi fost, și de a lua bâta spirituală, focul spiritual, vreau să zic, nu bâta, bine, tot aia că e asul de bâte, da? Și de a merge în această nouă direcție.
către patru de bâte, către flacăra geamănă, sufletul pereche, că includea și patru 2022, da? Către stabilitate în cuplu, dar în ce condiții? În condiții sănătoase, echilibrate, spirituale, empatice, artistice, cum vreți voi. Și asul și cavalerul de monede înseamnă determinarea de a crea stabilitate. Stabilitatea care se manifestă, repet, prin patru de monede, că patru e stabil. Dar e altceva, adică e un cuplu, e o casă, e o colaborare în care te simți bine, vibrant. Nu te simți nici obligat, nu dai nici ordine, nici nu primești. Cavalerul de monede. E fain în felul său. Eu l-am experimentat la nivel profesional. Da, și în relații, nu, chiar și în relații. Sunt un om care știe că lucrurile de valoare și, da, de valoare necesită timp. Și de ce e vorba de zodia fecioarei? Nu că ar fi încet, ci pentru că trebuie în fiecare zi să faci cât un pas, cât un pas, nu să alergi, nu să sari peste anumite etape și pe urmă să regreți, să nu fii impulsiv ca cavalerul de bâte și cavalerul de spade. Deci se intră în acțiune până la urmă. Și într-o anumită formă este mult mai adaptabil și mai convenabil cavalerul de monede pentru numărul 7, pentru că numărul 7 este un număr saturnian. O să vorbesc în partea a doua și o să-l înțelegeți. Eventual, reveniți, ascultați aceste videoclipuri dacă vreți să aveți o viziune cât de cât despre ceea ce aveți de făcut. Interesant, vedeți? Ia uitați. Ce a apărut la capătul setului de cărți. Trei de cupe, diavolul, 15, 6, varianta toxică, și asul de cupe și 6 de cupe. Păi, întâlnirea cu sufletul pereche, care te vindecă, te alină, te ridică, și trei de cupe, triunghiul amoros sau fosta, variante toxice. Obsesia de a fi cu prietenii, de a fi în petreceri, de a se bucura de, apropo, de alte iubiri, care nici nu se compară cu aceasta, asul de cupe, îndrăgostiții doi de cupe, da? Și totuși. Aici ar mai fi trezirea cuiva. Dar am zis, ia uite, da? Puteți să mergeți către patru, către stabilitate, cu răbdare. Studiați valetul de spade, studiați cum să investiți. Iar semnul fecioare avem aici, dar repet, ca semn, ca simbol, nu ca zodie. Cum să investiți, că sunt vremuri de criză financiară în această nouă relație, deci se poate materializa relația. Iau ce cărți frumoase, dar să fie corectă, echilibrată. Ia uite, și radiantă. Aici este o femeie puternică, îmi pare rău. Simt că energia feminină este puternică aici. Da? Dar împreună sunteți. Sunteți și mai puternici, pentru că completați ce nu are acea femeie, cât ar fi de puternică, ceva nu are. Și oferiți voi. Și cu cât creșteți, nu scade ea în valoare, nici în putere, ci vă întăriți valoarea la nivel de cuplu, să zic. Sper că v-a plăcut. Hai să vedem. A fost cam lungă. Nu mă așteptam să fie așa lungă etalarea la număr. A, stați. Stați. Nu plecați încă. Aveți răbdare. Ia uite unde s-a oprit. Un mesaj de la îngeri. Pentru acest subiect, or fi mai multe la care trebuie să meditați, dar în mod special, acestea erau prietenii benefice, colaborări benefice, care, repet, vă pot schimba vibrația și vă pot ajuta să vă eliberați de cupe de oamenii care nu vă fac bine în călătoria voastră. Și uite așa, puteți atrage și echilibrul vostru interior, regăsit în preajma lor, văd o romanță, atrageți flacăra geamă mai devreme sau mai târziu. Eventual, unii dintre voi, dacă știți, oameni, mai ales profesori spirituali sau, dacă nu sunt profesori, sunt oameni care lucrează împreună la o misiune colectivă spirituală, dacă știți că sunt,
sau puteți să aveți acces la ei, stați în preajma lor. Uite, eu de curând m-am gândit să mă reîntâlnesc cu profesorul meu, am foarte puțini oameni care mă inspiră, dar profesorul meu de, sau mai bine zis, ghidul meu, motivația, personajul care m-a inspirat să mă învârt. Îmi doresc foarte mult, sper totul să reușim anul acesta, vedem că de câțiva ani de zile nu ne-am mai văzut. Dar stați în preajma oamenilor de vibrație înaltă, cei care și-au găsit flacăra geamănă și lucrează, nu sunt separați, că sunt unii care sunt separați. Ia uite, dragostea îndură. Ah, ce frumos! Wow. Dragostea adevărată și binecuvântări, miracole și binecuvântări, 13, numărul morții, moarte și renaștere al transformării. Wow. 3, împărăteasa, că avem vibrație de 3 anul acesta. Și dragostea îndură. Dar nu îndură ca un sclav, îndură ca un om conștient, dragii mei. Citiți, la dragostea îndură, vă rog frumos, poate n-ați deschis Biblia sau poate ați deschis-o și n-ați înțeles nimica, dar e un pasaj acolo și când văd această carte, mă simt obligată să aduc aminte despre acest pasaj. Corinteni, întâi, capitolul 1, se zice, de fapt nu e capitolul, este prima carte, ca să specific, 1 Corinteni cu 13, 13 este capitolul. Deci 1 Corinteni, pentru că, apropo de lume, da? Lumea e o carte, ca și roman, nu e carte de joc, da? Ca și roman. Lumea e o carte, întâia carte din Corinteni, întâiul capitol mare, cu 13. Sper că am fost clar, da? Că tot e Mercur retrograd. Acolo o să înțelegeți foarte multe despre dragoste. O nouă dragoste. În cazul în care nu v-ați putut bucura de întâlnirea cu sufletul pereche, se va manifesta, dar în deplinătate. Chiar dacă asta înseamnă să lucrați. O nouă dragoste. Probabil v-ați întâlnit de curând, dacă tot e nou. De curând variază la câteva luni, un an de zile, da? Și iertați. Și ce s-a întâmplat între voi doi și ce s-a întâmplat în trecutul vostru ca să puteți să mergeți descărcați de bagaje, da? Descătușați de bagaje pe care vi le pun în cârcă, vi le pune în cârcă trecutul. Cam atât. Vai, ce frumos! Ce frumos a venit la voi! E sărutul care trezește divinitatea, așa zic eu. Unii oameni nu știu că sărutul și să faci dragoste este un act sacru. Am zis, preferă iubiri trecătoare versus iubiri adevărate. Și repet, dacă unul dintre voi este dintr-un punct de vedere spiritual mai jos decât celălalt și se întreabă, dar cum am putut eu să-l întâlnesc pe celălalt care este atât de avansat, să zic, pe drumul său spiritual. Dacă s-a întâmplat acest lucru, s-a întâmplat pentru că la un moment dat, cândva v-ați dorit ceva pur, ceva adevărat, ceva echilibrat, una la mână, și s-a manifestat în timp. Și doi, s-a întâmplat și datorită dorinței celuilalt de a vă atrage în viața lor și de a vă ajuta eventual. Gata, hai, numărul 3, cei care ați ales Airwaves. Hai să vedem la ce ar trebui să meditați vis-a-vis de ceea ce am discutat în videoclipul anterior despre vibrația anului 2022, care încă plutește airwaves, încă plutește în aer, ca niște unde, waves, da? Valuri de aer, încă plutește în aer. Este ceva fresh. Împăratul. Mai încercăm cu o carte. Asul de bute. Hai să fie pentru că... Iar, interesant, în ce sens că seamănă cu numărul 1? Și acolo s-au așezat cărțile simetric. Au venit 5. Da, 5. Au venit 3 aici. Aceea trebuie să meditați. Asul de bute. Și 4 și 4 la control. La controlul vostru. La controlul lor. La relațiile karmice, pentru mine, 4 de monede reprezintă relație karmică. O relație în care cineva stă
Și în pat, și pe scaun, și la masă, și în picioare, cu gândul la bani. Ca așa arată și poza, da? Cu gândul la bani. Și ține bine de ei, că nu cumva să-și piardă echilibru. Ei n-au scaun la cap, au bani la cap. Dar. Este o relație pentru că patru ține de casă. Acești oameni și-au învățat la tatăl lor, în mod special tatăl, bunicul, figurile autoritare din viața lor. Casa, patru, e casa patra a racului. Poate sunt influențe și din rac. Deși avem taurul în mod special și ceva din berbec. Dorința de a conduce, nu? De a avea controlul, de a avea bani, case, landlord, pământuri, lucrușoare, branduri, evident, nu de orice fel, nu orice fel de lucrușor, lucrușoare de firmă. Oameni care își doresc controlul și care își folosesc pasiunea doar pentru a avea control. Pot să-și dorească control și în timp ce fac sex. Casul de bât înseamnă sex. Ar trebui să meditați. Poate persoana cu care aveți de-a face este așa, poate voi aveți niște tendințe și atrageți sau ați avut în familie asemenea oameni și atrageți în continuare pe același principiu, același tipar. E patru. Este cea mai încăpățânată formă geometrică. Exact opusul acestui simbol, care ar trebui să vă ajute să plutiți, să vă detașați de materialitatea, ați ales airwaves și a venit materialul. Ciudat, nu? Dar la mijloc este spiritul. Aici ar fi, să zic, trezirea unora. Patru și cu patru înseamnă 8. Casa scorpionului, a ce? A sexului și a banilor, a taxelor, a controlului, a dorinței de a controla și prin sex și prin bani și prin tot ce face, varianta negativă, până la transformare, până la renaștere, până la spiritualizare. La capătul setului de cărți, asul de spade. Aici este destine vorba de trezire. Treziți-vă! Eventual, dacă știți că a stat într-un asemenea mediu, găsiți-vă sufletul pereche. Chiar dacă e la distanță. Pentru unii poate să fie la distanță cu lumea, da? Variază felul în care se manifestă această distanță. Poate să fie comunicare online, poate să fie mări și țări, da? Asul de spade și doi de cupe. Treziți-vă! Unii chiar vor să controleze prin sex. Opa! Pentru unii, aud, așa cum aud. Cineva și-ar dori foarte mult să vă țină, posesivitate, mami, să vă țină practicând un moment de, eu știu, pasiune, într-un moment de pasiune să devină tatăl copilului vostru. Și dacă voi să ziceți, vai, ce mă bucur, abia aștept! Eu zic să nu vă bucurați că cineva vrea să vă manipuleze. Nu e nicio bucurie. Majoritatea căsnicilor sunt făcute pe manipulare. Ea face copilul și el se simte obligat să o ia de nevastă. Sau invers. El îi face un copil că știe că e prea independentă sau prea frumoasă sau prea deșteaptă sau prea bogată sau prea, sau prea, sau prea. Și ea s-o țin pe lângă mine. Îi fac un copil ca să nu mai... Mare grijă. Mare grijă. Asul de spade poate să reprezinte o nouă relație. Trezirea că a stat în acest, cum să zic, mediu. Închistat, simt, plin de reguli. Plin de reguli, de ordine, de... Aproape militar. Merlin... Ia uite, și-a prins slăbuța. Apropo de patru, scuzați-mă. Apropo de patru, ce-ai făcut aici? Scuze, stai. Gata. Vedeți? Interesant. Și-a prins slăbuța în calorifer. Of, iubire. Hai, stai cu mințica.
Hai, stai aici, copilțică. Scuzați-mă. Și-a prins slăbuța. Vedeți? E un mesaj. Hai, ciocă mică, stai cu minte. Hai, scumpă. Stai cu minte, zică. Gata. Vă dați seama, totuși, ce sincronicități puteți observa, să zic, în timpul acestor etalări. Wow! Așadar, mulțumim, Merlin. Mulțumim. Hai să vedem care ar fi soluția. Care ar fi soluția? Oh, iubirea mea. 8 de bute. Lumea. Alegeți. 2 de bute. Alegeți. Să mergeți, să lăsați în spate acele restricții care vă porăni. Ați văzut cum am eu nata asta mică? Și să începeți un nou capitol. E ca și când cineva renaște. Vedeți ce frumoasă lume e aici? Ia uite, turnul. Apropo de anul acesta, treziți-vă. Wake up! Turnul 6 de spade. Extraordinar. Asul de băte. Revine asul de băte. Altfel de pasiune. Altfel. Ia uite, care vă vindecă. Sexul poate fi vindecător. Pentru asta trebuie să se trezească Kundalini. Poate să fie sacru. Vindecați toxicitățile, obsesiile, deviațiile. Și dacă aveți, iaute, asul de cupe. Cineva e îndrăgostit la modul obsedant. Exact ce am zis. Asul de cupe poate să fie și o sarcină. Își dorește la modul obsedant. Un copil, o sarcină, numai să vă aibă. Și atunci ce faci? Dacă e flacăra ta geamână care nu are de gând să-și înfrunte demonii, să se vindece, poate să fie cineva important cu împăratul și steaua, un personaj important. Airways peste mări și țări. Dar airwaves-ul ăsta pe care îl folosesc eu, știți ce aromă are? Te trezește din amorțeală. De-aia îmi place. Că dacă ești adormit, e guriță de asta și pf, wake up to reality. Posibil acest personaj la un moment dat va vrea să vă bombardeze cu mesaje pline de pasiune, să vină de peste unde este. Interesant, în timp ce vorbesc, apare diavolul, da? Dacă este nego, căutați în altă parte, mai bine un suflet pereche cu care reușești să faceți ceva frumos decât o flacără geamănă care nu vrea să-și facă lucrarea. Iubire, nu dărâma pernelele. Și apare, ia uite, regele de monede. Ce? Vrea să fie soțul vostru? Oh, și voi vă bucurați! Dar gândiți-vă care sunt interesele. Doar ca să vă aibă. Și atunci înseamnă că nici voi nu v-ați vindecat și vă duceți în turn varianta negativă. Și din faeton vă duceți exact în eremit, în loc să vă duceți în altceva. În întuneric vă duceți, ia uite, moarte. Okay? Împărăteasa. Cineva vă vrea mămici. Da, poate să fie flacăra geamănă, dar nu pare totuși. Chiar din dragoste, da, dar se gândește, e stresat. Meditați un pic la chestia asta, poate reușiți. Soluția este într-adevăr. Dacă cineva și-a reținut pasiunea, să vină acum val vârtej, airwaves, pe aripi de vânt. Dar mare grijă cum vine, pentru că voi ați ascultat videoclipul anterior, o să-l fac și o să fac și continuarea. Și dacă vreți să fiți stabil, dacă vreți să fiți împreună, dacă vreți să... Flăcările gemene nu prea sunt împreună, sau nu că nu sunt împreună, nu, m-am exprimat greșit. Nu se căsătoresc, sunt foarte puțini care se căsătoresc, foarte puțini care fac copii. De ce? Pentru că înțeleg că alta e misiunea lor, în primul rând. Alta e misiunea. Misiunea lor nu este să se comporte ca relațiile karmice. Așadar, posibil cineva să aibă bani, să aibă faimă. Dar dacă vine doar cu mai dăm o carte după regele de monede. Dacă vine doar pentru asta,
Pentru că moarte și împărăteasa poate să, care este o vibrație înaltă, împărăteasa reprezintă dragoste, să vă sufoce. Acest personaj să vă sufoce dacă nu și-a înfruntat demonii și dacă vine varianta sa negativă. Nu vreau să vă sfert. Banii să vă bucurați. Ia uite. Da, vrea copil cu voi. Acum, varianta frumoasă a acestei împărătese este să manifestați abundență. Dar cum manifestați abundența și dragostea și relația aceasta divină? Cu răbdare, ascultați partea a doua, pentru că acolo este, să zic, soluția multor răspunsuri sau... Nu, multor întrebări. Multor întrebări. Răspunsul multor întrebări este în videoclipul despre 2023 și eventual în ce anticipați, în ce ați învățat în aceste videoclipuri, care ar putea să fie și în anii următori. Merlin, fii și tu cu minte, uite, diavol. Iar s-a oprit la diavol, mai. Nu se poate. 10 de monede. Da, personaj cu bani. Poate că acest personaj o să fie în stare să lase banii și atitudinea toxică pentru a fi fericiți. Dar dacă simțiți că nu, 8 de cupe vă reprezintă pe voi. Voi să lăsați în urme pentru un suflet pereche cu care puteți să fiți fericiți. Mare grijă. Cu cine? Cu cine? Etalare, etalare. Am zis să nu închideți. Nu, am zis zic acum. Vreau să vedem încă un mesaj de la înger pentru voi, totuși. Vai, ce fază a fost cu Merlin. Merlinuța, stai și tu cu minte. Hai, ce m-am speriat. Nu mai probleme am făcut ăștia mici în ultima vreme. De uneori nici n-am avut timp de mine. Nu mai zic detalii. Că asta e. Când ai un om în care ăla știe să vorbească, un copil știe să vorbească, animăluțele nu pot să vorbească. Trebuie să-ți folosești intuiția la maxim. Mesaj. Ascultați-vă. Ia uitați. Exact ce am zis. Ascultați-vă intuiția. Intuiția. Ascultați-vă inima. Mare grijă. Că împăratul nu-i de joacă. Poate să fie și cu 4 de monede dorința de control. Și moarte pe împărăteasă, care, da, este perechea divină. Poate să fie transformarea voastră sau sufocarea, restricționarea abundenței pe care o manifestați singure sau prin misiunea pe care o aveți. Mare grijă, mare grijă. Ia uite. Alegeți dragostea. Dragostea! Nu obsesia, nu dorința de control, nu banii. Mai dăm o carte. Sunteți, ia uite, Luc? Da. Sunteți foarte puternice. 11. Echilibrați-vă înăuntru. Sunteți puternice înăuntru. Manifestați din forța voastră interioară. Nu așteptați ca altcineva să manifeste pentru voi, altcineva să fie puternic și voi să fiți slabi. Nu. Mare grijă. Take a chance on love. Dați șansă iubirii doar dacă oamenii sunt în echilibru. Cam atâtica pentru numărul 2. Hai să vedem. Numărul 3. Ce arată? Ați ales brățara aceasta verde. Mai tot încerc să mă gândesc. Brățara verde. Nu e aventurin, este... ce scap. O piatră verde de un verde mai intens. Poate mă ajutați voi. Poate mă ajutați voi să-mi dau seama. Adică nu să-mi dau seama, că știu, dar îmi scapă, da? Hai să vedem la ce ar trebui să meditați după ce ați ascultat videoclipul anterior și înțelegeți 2022 dintr-o altă perspectivă. Zic eu mai complexă, sper, mă strădui să ofer informații pe care nu le găsiți oriunde. Numărul 3. Judecata apare iar. Îndrăgostiții, probabil trebuie să vă gândiți, să judecați ce înseamnă un cuplu armonios, ce înseamnă echilibru interior, dar
Au venit, iar au venit multe cărți. Aici iar au venit 5. Interesant, am vrut să zic, poate ați vrut să alegeți între numărul 1 și numărul 3. Dar, pentru că 5 și, roșu și verde sunt complementare. Interesant cum este. Și aici este simetrie, măi, deci nu vine să cred. Și în acest mesaj este simetrie. Deci la mijloc nu mai este as ca la celelalte numere, este 1, magicianul, tot un ax, dar mult mai complex, care se vârte pe mai multe dimensiuni. Și de o parte și de alta avem 2, 2 de monede și Marea Preoteasă. După Marea Preoteasă apare asul de spade. În spatele celor două monezi este judecată. Cineva stă și se gândește. Voi, eventual, vă gândiți. Judecați. Între a manifesta și a... Sau, interesant, jonglerul, doi de monede. Jonglerul și manifestorul. Cel care se adaptează. Mă, dar ce-ți place alba-neagra? Știi ce-ți place? Ia, hai să-ți dau ce-ți place. Ca să te am, ca să te... folosesc în avantajul meu și manifestorul, care știe că poate să facă orice, oricând, dar le face îndreptate, varianta superioară a magicianului, îndreptate, în echilibru și cu credință. Și vorbim în echilibru, în conectat la intuiție, vedeți, marele, o fi zis marele, o fi marele, o fi vreun mare. Magicianul și Marea Preoteasă. E o pereche. Poate vă găsiți perechea voastră divină într-o altă formă și aceștia sunt suflete perechi, flăcări gemene, da? Mai sunt alții. Sau suflete, n-am zis, suflete pereche sau flăcări gemene. Amândoi aveți mister, amândoi aveți potențial, amândoi... Puteți să începeți ceva special, special, să aveți o victorie împreună. Pentru că după magician, Marea Preoteasă și Asul de Spade, vă gândiți, încercați să vă conectați la intuiția voastră. Ce vă spune intuiția voastră? Ce ar trebui manifestat, apropo de manifestat mai întâi? Manifestați prin cuvânt. Unii dintre voi poate, nu toți, sunteți manifestori și aveți o forță. Sau dacă nu manifestori, chiar dacă nu sunteți manifestori și sunteți alt tipar în human design, dar aveți vișudii foarte dezvoltată, da? Puterea cuvântului este, sau cuvântul vostru este puternic, asul de spade. Însă la manifestor este mai puternic decât la celelalte tipologii, da? Dar în fine, aveți vișudia activat. Chakra a cincea a comunicării. Însă intuiția vă spune că dacă vreți să manifestați succes, ar trebui o perioadă, interesant, poate ați ascultat numărul 1 la etalarea cu ceară, ar trebui o perioadă să stați în umbră, pentru că Marea Preoteasă stă în umbră. Studiază, se conectează, învață, predă eventual ucenicului său magician sau altor ucenici, mai în umbră, nu este în lumină. Și asul de spade poate să iasă în lumină. Dar cel mai important este că această spadă trece printr-o coroană. Reactivați-vă coroana, conexiunea la divinitate. Exact. Asta și face. Și unul și celălalt. Și cu ce începeți? Cu acest moment de judecată. Judecați, cântăriți, cu doi de monede, varianta bună, cântăriți și vedeți unde e echilibru, unde e dezechilibru. Că voi trebuie să fiți în echilibru când manifestați. Ca să manifestați victorie și spor și tot ce e mai bine. Dacă sunteți în dezechilibru, manifestați exact opusul a ceea ce vreți. Așadar, judecata înseamnă ascensiune. Echilibrați, gândiți. Ce oameni vă ridică și ce oameni vă pun jos. Cineva pus la pământ, cineva pus în cărcă multe responsabilități, cineva pus, eu știu ce, v-au tulburat sau v-au dezechilibrat într-un anume fel și cine chiar dacă vă dezechilibrează pe moment vă poate reechilibra. Dar, repet, la modul subtil și divin. Nu așa că, uite, am niște probleme financiare, cu tare mă poate împrumuta financiar. Altfel, manifestați știți ce? Magicianul invers, asul de spade invers și Marea Preoteasă. Minciuni, dezinformări, manipulări, eventual autosabotaj.
Nu vă ascultați intuiția. Mare grijă, sunt cărți foarte puternice și la voi. Interesant, apare 22. Vedeți? Apropo de anul despre care tocmai am vorbit. Într-o altă variantă, de-aia am zis, e frumos să vă puneți voi cărțile și să... Nu să jonglați ca la, eu știu, ce cărți au zaruri, nu știu, sau jocuri, nu cărți, jocuri. Ce jocuri au zaruri? Table sau barbut, nu știu. Nu jonglați cărțile ca acolo. Nu. Ci ca la Scrabble. Isteți, găsiți, apropo, misterul, logica, mesajul. Și în momentul în care le găsiți, țineți-le pentru voi și le manifestați când vă ghidează intuiția. Poate totuși ceva prin februarie, că apare Marea Preoteasă, acum e ianuarie, poate prin februarie să primiți niște informații în plus, dați-vă timp de gândire, de judecată. Gândiți-vă cine v-a judecat, iar cine a pus etichete pe voi și cine nu. Chiar dacă nu sunteți perfecți, că nu suntem niciunii perfecți. Dar unii judecă, ia uite, la capătul setului de cărți împărat, dorința de control și lumea. Aveți deliberat, de renăscut dintr-o situație în care cineva a vrut controlul vostru. Sau poate voi ați vrut controlul. Și cum să vă ridicați dacă stați în patru, cum să ascensionați? Bine, poate nu vă interesează. Dacă nu vă interesează, nu mai ascultați nimic de aici. Și rămâneți în patru. Dar am zis, împăratul înseamnă protecție. Sau protectorul, cel care este înțelept, cel care este puternic, cel care se luptă. Are o haină roșie, își folosește pasiunea ca să-i... Și magicianul are roșu, dar... Da? Își folosește pasiunea ca să-i protejeze pe ceilalți, ca să cucerească, ca să se extindă. Bine, tot la nivel pământean, dar... Terestru. Dar patru, interesant, acum mai simt ce nu am spus la videoclipul anterior. Patru înseamnă și independență, înseamnă și autoritate și unii poate ar trebui să, în acest nou capitol, să-i lăsați pe cei care v-au stat în calea sufletului pereche sau în calea echilibrului. Cineva tot a cerut bani sau voi ați oferit bani cuiva în exces sau... Ați luat, nu știu, fiecare cum, așa. E un exces financiar într-o anumită zonă. Poate și un triunghi amoros, poate și un contract dezechilibrat, în care poate unul muncește mai mult și primește mai puțin bani. Gândiți-vă. 4 înseamnă și autonomie. Să fiți autonomi. Da? Să nu mai stați, depindeți de alții. Să fiți pe picioarele voastre, să vă faceți afacerea voastră. Sunt mai multe lucruri la care trebuie să meditați. Meditați cum să manifestați victorie. Claritate mentală, un interesant. Iar un anume tip de simetrie, dacă inițial am vorbit despre 1 flancat de 2 și 2, acum văd altceva. Asul, care înseamnă mental, și judecata, care și ea înseamnă un mental, vorba și, nu sau mai bine zis, sunetul și, pe care îl rostiți și sunetul pe care îl auziți. Ca să înțelegeți, nu, unde e cartea? Ca să înțelegeți în totalitate, trebuie să auziți, să vă ascultați intuiția și apoi să rostiți în manifestare. Eu știu. Sper că unii se înțeleagă. Chiar dacă pare complicat. Da? Apare diavolul. A rămas de data trecută, dar hai să curățăm. Care ar fi soluția, să zic? Aveți de manifestat o victorie în secret. Un nou început. Poate să fie la un moment dat pe cont propriu. Dacă e pe cont propriu sau că este cu cineva care vă susține, ci poate cineva vă susține din umbră. Marea Preoteasă poate să fie un ghid, un personaj care vă susține din umbră. Care vă șoptește, uite, a trebuit să faci așa, așa, așa. Stai, este ușurică. Magician, încă n-ai învățat toate lucrurile. Mai ai. Mai ai până înveți să discerni. Apropo de discernământ, iar aveți judecata și asul de spade, discernământul, alb și negru. Trebuie să fii centrat. Ca să ce? Ca să se atrage abundență. 3 și apoi 4.
Dacă vrei să-ți manifesti femeia divină sau spor financiar, eu știu, bogăție și să fii puternic, da? Ai răbdare, fii centrat și așa mai departe. Hai să vedem soluția. Eu știu pentru cine nu simt nevoia să iau aceste cărți. Ia uite turnul. A, 6 de cupe și turnul, interesant. Iar apare împăratul. Dorința de control a cuiva. Nu știu a cui. Poate v-a influențat un tată, un frate, o figură autoritară, un șef. Pentru că 2 de monede înseamnă că a fost între 2 persoane, 2 situații, 2 chestiuni. Șase de cupe turnul și 8 de cupe și 10 de monede. Am senzația pentru unii că v-ați întâlnit un suflet pereche cu care ați mai fost, sau flacără geamănă cu care ați mai fost în niște vieți. V-ați recunoscut, v-ați simțit. Și copilul interior v-a simțit atât de bine unul cu celălalt. Atât de bine unul cu celălalt. Dar a apărut turnul. 6 și 7, interesant. Încă sunteți în vibrația asta între cei 2 ani. Și urmează și 8. 6, 7, 8. A apărut turnul, separarea. Bruscă. Dar interesant, în acest turn este un personaj cu haină roșie. Apare împăratul. Dorința de control a cuiva. Energia masculină poate să fi dorit controlul, poate să fi fost prea posesiv sau poate energia masculină să fi avut pe cineva în preajmă, manipulator ori posesiv. Și așa, manipulator sau posesiv. Sau cineva în secret, mare grijă, cineva în secret să fi făcut, dau și varianta asta, vrăji. Dacă aveți pe cineva în secret, Marea Preoteasă nu înseamnă musa, asta, nici magicianul. Dar într-un anumit context primim aceste mesaje. Posibil pentru unii cineva să fi despărțit de sufletul pereche pentru că probabil că îi deranjează ascensiunea voastră. Am mai povestit și la videoclipul anterior. Însă, orice ar fi, poate nu au fost vreoși, poate a fost trezirea cuiva. Păi, sufletul meu pereche prea dorește controlul. Nu înțelege că noi avem de manifestat ceva deosebit împreună. Asul de spade înseamnă sinceritate, înseamnă adevăr, victoria asta în asta constă. Da? Echilibru mental. Și probabil că au fost secrete, probabil au fost manipulări, da? Repet, cineva a jonglat. Și cu ce a lansat, a spus mai puțin decât era cazul, s-a ascuns, sau a vorbit în așa fel încât să creeze, să dea impresia de altceva. Și celălalt a simțit, pentru că ați avut de-a face cu sufletul pereche, sau flacăra geamănă, un suflet pereche foarte vechi, din aceeași familie, că de-aia e suflet pereche, din aceeași familie sufletească spirituală, sau flacăra geamănă. Și cine a simțit, a plecat. A plecat. Către ce? Către dragoste, stimă față de ei. Și eventual plecând, își va manifesta stabilitatea, succesul financiar, singur sau cu altcineva. 10 de monede. Nu cu cel cu care putea să aibă succes, dar a dorit în mod special controlul într-o anumită formă sau, repet, dacă n-a dorit controlul, s-a lăsat manipulat de o falsă preoteasă, de o femeie cu multe secrete, care practică lucruri, nu au venit cărțile invers, dar la cum s-a așezat, primesc acest mesaj. Așadar, cine a plecat? Ia, opa, ce mai simt. Da, unul dintre voi a ales și celălalt a zis, las, ok, unul dintre voi a ales controlul. A ales banii, a ales familia, a ales afacerile, deja, meditați. Și celălalt a rămas
oarecum șocat. Zic, băi, cum adică? Până acum ne pupam, ne țineam în brațe și brusc, brusc, te-ai întors, 8 de cupe, te-ai întors la familia, prietenul, prietena, a fost tu. De ce? Că vor ei control asupra ta? Că vrei tu control asupra banilor sau lucrurilor pe care le-ai realizat cu ei? Atunci, pisii, tu te-ai dus către familia ta, fostul, fosta, actualul, actuala. Eu mă duc către neamul meu și o să îmi găsesc și eu un personaj cu care o să am succes, da? Dincolo de obsesia ta pentru bani. Adică eu pot să am bani, pentru că anul acesta se manifestă împărăteasa. Pot să am bani, dar în alt context. Da? Fără manipulare. Ai zis? Folosindu-mi intuiția, cunoștințele, adevărul și capacitatea de manifestare. Da? Interesant! Magicianul. 1 și cu 2 înseamnă 3. Împărăteasa. Deci pot să fiu și magician și mare preoteasă și în același timp să fiu împărăteasă. Și dacă vreau mai mult, doar trebuie să cuvântez. Și mi-apare ori împăratul, ori mă stabilizez eu și intru în echilibru. E frumos, e versatil tarotul. Dar, repet, depinde ce căutați. Dar nu stați să nu vă agățați de alții, ci agățați-vă de Dumnezeu, așa cum înțelege fiecare, pentru că fiecare înțelege într-un fel, și agățați-vă de puterile voastre. Ia uite, 10 de bâte și regele de monede. Cineva a avut responsabilități. Posibil în această situație, unul a fost copleșit de responsabilități, ori de un tată, ori de o familie, ori, da, ori poate era căsătorit și avea responsabilități. A venit asul de cupe, ok, a venit asul de cupe și e frumos. În secret se poate manifesta ceva nou, dar ce facem cu secretele? Ceva nou echilibrat, e pasiune, dar... Secretul ăsta are niște nuanțe. Vă las pe voi să le gândiți, să meditați la ele. Secretul are, sau secretele au nuanțe. Unele lucruri, într-adevăr, trebuie protejate de ochii lumii, de dușmani, de invidioși, de energiile negative, că nu sunt doar pe acest pământ, mai sunt și în alte spirite. Dar... dacă ții anumite lucruri care au anumită valoare în secret, din alte considerente, că nu vrei să afle soțul sau soția, că nu vrei să te desparți, că aia și că e la altă, mai gândiți-vă. Dar, dragii mei, eu pe care eu o iubesc, evident, o iubesc că o reprezint. Marea preoteasă reprezint și magicianul și 1 și 2 și 3. Și mai mult. E păcat că ne limităm la doar două, trei simboluri când facem maietelare. Marea preoteasă înseamnă foarte mult, magicianul înseamnă foarte mult, asul de spade este superb, este Excalibur. Dacă ar fi să-mi tatuez pe mine, să port o... Eu am făcut o lucrare, da? Aș vrea să mai fac mai multe. Și știți că am o pernuță cu asul de spade. Dacă ar fi să tatuez pe mine ceva ca și simbol dintre cărțile astea, dintre ași, pe acesta l-aș prefera mai presus de asul de cupe. Asul de cupe l-am în mine. Și asul de spade îl am, dar nu pot să manifest asul de cupe fără asul de spade. Nu pot să manifest dragostea, adiviez un pic, dragostea probabil e necesar, fără adevăr, fără sinceritate, fără claritate mentală. Să discern între dragoste și dependență emoțională. Nu? Meditați. Subiecte de meditat. Wow, m-a tulburat un pic și etalarea 2, dar toate cele 3 variante, foarte interesant, ați ales o brățară cu verde. Verde înseamnă bani, dar înseamnă și vindecare, înseamnă și dragoste. Și am ridicat vocea un pic. Și brățara. Brățara. Este un anume tip de legământ. Dar eu așa văd, e un legământ pe care îl faci tu cu tine.
Bine, poți să o primești cadou, dar în general e o chestiune de manifestare. O pui degetul, bine, degetul e altceva, mâna e altceva, încheietura e altceva, e mai flexibilă. Folosește 5 degete, nu doar unul. Iar este o chestiune de discutat, simbolistică și nu doar simbolistică, chiromanție. Arta de a citi în mână, în palmă. Câte lucruri sunt de descoperit. Magicianul vrea să cunoască, Marea Preoteasă vrea să cunoască, Asul de Spade vrea să cunoască. Cine nu a vrut, a jonglat între această trezire, ieșire din patru, din, da? Că coșciugul are patru laturi, da? Bine, șase. Iar am fi putut să vorbim și despre asta. Dar hai să zicem. E un dreptunghi, e un pătrat, un volum. Cine vrea să ascensioneze, are multe de învățat. Și aici sunt cărți care reprezintă, iar. Wow, ce frumoase! Învățătură, Mercur. Mercur învață, se informează, varianta sa superioară, și apoi povestește. Bine, Jupiter este profesorul, dar totuși. Ia uite, exprimați-vă dragostea prin ce? Prin daruri. Interesant, 19. 9 și cu 1, 10, 1. Deci încheiați un ciclu în care ați dorit controlul sau, poate, ar fi frumos, persoana care a dorit controlul, dacă nu sunteți voi, să renunțe la control și să vină să-și... exprime aprecierea prin ceva. Dar scoica asta și scoica, scoica și... Nu, am obosit un pic. Și perla reprezintă transformare a cuiva. Teoretic ar trebui să fie energia masculină. Mesaje de la îngeri pentru numărul 3. Iertare. Iertați. Iertați oamenii care v-au ținut în control. Dar iertați. Iertați-vă și pe voi. Poate că și dacă nu vă veți ierta, dacă veți alege relațiile karmice, ceilalți trebuie să vă ierte sau, eu știu, vedeți, nu știu exact care e situația. E etalare colectivă, dar e vorba de iertare. Interesant, vedeți? Unul dintre voi a fost iluminat, celălalt a fost în umbră, a fost înghețat. Dacă nu v-ați desghețat la timp, încă mai aveți timp. Iertați-vă că n-ați ascultat intuiția. Judecată, nu vă judecați, mai aspru decât e cazul. Iertați-vă și ascultați-vă intuiția, măcar acum. Ascultați-vă îngerii protectori, măcar acum, pe ultima sută de metri, în cazul în care nu sunteți voi. Dacă ei v-au greșit, iertați-i și mergeți mai departe. Iau-te o nouă dragoste. Asul de spade poate să însemne o nouă dragoste în care cel care a simțit că e ceva toxic la mijloc, că a apărut turnul. Da? 16. Vrea să manifeste 6, dragoste, echilibru, într-un alt spațiu, a new space, într-un alt context, îndreptate în adevăr sau cu altcineva. Uite, nouă dragoste. Extraordinar! Dragostea adevărată și nouă dragoste. Asta e. Unul dintre voi vrea dragoste adevărată. Dacă celălalt nu poate să o ofere, o va găsi în altă parte. Unde trebuie să o găsească? Dacă celălalt vrea să ofere dragoste adevărată, ok, va trebui să-și ceară scuze. Prin niște cadouri, prin niște gesturi, fiecare cum poate, în funcție de unde are Venus și Mercur. Wow, astea? Băi! Măști! Au fost minciuni, au fost manipulări, au fost oameni care au intervenit. Și celălalt a întors spatele. A, ești fals cu mine? A, vrei doar sex, pasiune? Ok, pa. Du-te la fosta, fostul, actualul, actuala, du-te la mămica, la tăticul, la cine vrei tu, pa. Sunteți, uitați-vă la puterea voastră interioară. Cine a plecat înspre 11, înspre echilibru. 1 și 1, magicianul și asul de spade. Da, 11 și 2. Vedeți cum seamănă cu 2, cu Marea Preoteasă.
11 este și justiția înspre o relație echilibrată și totul începe în noi, în voi. Meditați! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau! Sper că am...